Continuăm să ne uităm în Epistola către Romani, capitolele 3 și 4, ca să aflăm ce șanse avem să rezistăm înaintea judecății perfecte a lui Dumnezeu. Într-un tribunal sau curte de justiție, după ce a ieșuat orice încercare de apărare și când chiar legea pare neputincioasă, există șansa de apel, o cerere specială care apelează la clemența judecătorului. Cam pe aici suntem și noi azi, solicitând, fiind la mare ananghie, harul și îndurarea lui Dumnezeu. Suntem, din punct de vedere spiritual, fără ajutor și fără speranță, paralizați și cu totul incapabili să ne salvăm singuri. Poate Dumnezeu să ne izbăvească din această situație? Da. Cum? Într-un singur fel. Prin perfecțiunea sa și a lucrării lui Iisus Hristos pentru noi și în numele nostru și în locul nostru, cum scrie în Ioan, capitolul 14, versetul 6. Noi nu ne putem mântui singuri. Nici o religie și nici o biserică nu poate. Nu putem fugi, nu putem scăpa de trecutul nostru păcătos și nici de lipsa de perspective a viitorului, prin propriile resurse. Dar vestea bună este că Dumnezeu vrea și poate și chiar neprihănirea de care e nevoie pentru asta tot El ne-o asigură. Dumnezeu dorește și e gata să ne ofere viața glorioasă pe care a gândit-o și a dorit-o din totdeauna pentru noi. Ce înseamnă și cum trebuie înțeles a fi justificat sau a fi socotit neprihănit prin credință? În Roman, capitolul 4, versetul 5, citim: celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Am încheiat citatul. Ați reținut? Celui ce crede, nu trebuie să facă aia sau cealaltă. Sau n-ar trebui să-i promit lui Dumnezeu cu tare lucru? Nimic din toate astea. Dumnezeu este Cel care îl îndreptățește și pe cel mai rău dintre noi. Dumnezeu nu doar că nu a mântuit niciodată o persoană bună și corectă, dar nici nu o va face vreodată. De ce? Pentru că nu există așa ceva. Nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Rețineți neapărat asta. Până nu vii personal, ca păcătos, cerându-ți iertare înaintea lui Dumnezeu, El nu te poate mântui. Mult prea mulți oameni țin mai mult la demnitatea lor decât să-i permită lui Dumnezeu să-i salveze. De fapt, e vorba de orgoliu. Ei recunosc că sunt slabi, că fac greșeli, dar, dragii mei, Iisus a plătit pentru păcate, El așa le numește, și asta a făcut, a murit pentru ele. Ce a făcut și ce face Dumnezeu pentru noi, El face prin har, cu dragoste și bucurie, din toată inima, fără să-și retragă mâna sau oferta. Când El revarsă har, o face nelimitat, pentru că nu e zgârcit. Nu e nimic bun sau frumos în noi care să cheme sau să justifice harul lui Dumnezeu. Este doar marea noastră nevoie. De aceea este atât de minunat darul lui Hristos. Darul Hristos. Doar pe baza meritelor și lucrării Lui perfecte putem avea șanse înaintea lui Dumnezeu. Data viitoare, privind la un exemplu notoriu din Vechiul Testament, vom trage concluzia care ne include și pe noi. Și iată citatul care încheiem și ediția de față, dar se încheie și capitolul 4 din Romani. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.